Fiind un popor mic, avem totuși vreo 2,5 milioane de moldoveni împrășteți, inclusiv prin lume, în care au cu mult mai mult curaj decât mine, politic vorbind, și cu mult mai multă energie de a face niște lucruri. Eu vă dau un exemplu de jertfire clasică a unui om care are 100 de alte alternative în viața ei. Maia Sandu. Și nu vreau să-i citesc elogii. Este Maia Sandu în piața muncii este foarte scumpă. Minimum 10.000 de euro e câștigă astăzi în orice colț al lumii astea, fiind cu Harvard și asta. Și eu i-aș da 10.000 să-mi vin într-un proiect de-al meu. Dar el și-a jertfit pentru asta. Deci sunt oameni care vor să-și jertfească cariera, sănătatea pentru proiectele astea. Și cred că sunt inclusiv 20 de patrioți în țară care nu trebuie să aibă Harvard. Să fie doar oameni de bună credință. Și atunci masa asta mică poate